Voiam să vă arăt, dragi prieteni, pentru că văd multe chestii pe TikTok pe care vreau să vi le arăt și pe urmă nu mai apuc să vi le arăt că uit. Vreau să vă arăt feed-ul meu de TikTok, la ce am mai dat eu like în ultima perioadă. N-am avut niciodată obiceiul să dau like pe TikTok și am început așa să mă obișnuiesc încet încet să mai las câte un like tocmai ca să-mi rămână chestiile, pentru că este imposibil să le găsești, pentru că search-ul de la TikTok are boală. Așa că vă arăt la ce am dat eu like pe TikTok. Este această persoană. Ea face cum, adică să fie sănătoasă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Măi, dar sunt puține lucruri mai enervante ca acest personaj pe care îl face. Probabil v-a apărut și vouă, vă rog eu frumos. Sir de Berceni, auzi mă, dar de ce am dat eu mă 40 de lei pe fusta asta? Că puteam să fac și din mileul, mamaie. Ah, știu acum, că mi-arată fundul mișto în ea. Și voi ăștia care aveți food fetish, nu vă mai holbați mai atâta și dați vina numai pe bendeacă. Și voi sunteți niște obsedați, tirați-i dracu, dar nu recunoașteți și trage fusta mai jos. Știi piesa aia? Normal mă că nu știi, că singura piesă din viața ta eu sunt acum. Și evident că o să adaug și o zgardă la outfit, în cazul în care îmi place de cineva, să aibă băiatul de ce să apuce. Și ori alegem jacheta asta verde, ori paia neagră ca o spioancă ce sunt, că eu sta dracu de spioancă atât de bună, că mi-am dat seama că mă înșeală fostul iubit, dar abia când mi-a zis el, fă proastă, te înșel și fii atent că dacă o închid pare că-s dezbrăcată. Nu știu de ce, dar îmi trezește așa niște sentii. Știi, adică nu e la nivelul ăla de Gabriel MG, unde e un cringe de la plăcut, e un cringe de la enervant, de vreau să-l închid, să nu mai aud. Bun, hai de fapt. Fața noastră la seara am folosit Vichy Academy, Guno, La Roche-Posay și mai... Pusai lumea la picioare cu furca ca să-i întorc. Fața noastră la seara am folosit Vichy Academy, Guno, La Roche-Posay și mai... Pusai lumea la picioare cu furca ca să-i întorc. Fața noastră la seara am folosit. Măi, îmi plăcea atât de mult ăla de la, cum se numea, Mega Star, cum se numea? Da, Mega Star. Îmi plăcea atât de mult de băiatul ăsta, cântam ca prost când a apărut asta și era viral asta în 2008. Cântam în continuu. Posai lumea. Sunt gen 80% sigur că Adelina Pestrițu a făcut chestia asta intenționat, de supărată că nu-i dau aia de la La Roche-Posay bani. Sunt gen 80% sigur de chestia asta. Mi se pare aproape imposibil să nu știe cum se citește. Știu eu cum se citește. Mi-e imposibil să cred că Adelina Pestrițu nu știe cum se citește La Roche-Posay. Băi, copile, nici nu știi de capul tău. Ai terminat liceul, acum unde vrei să dai? Vreau să dau la buci. Băi, vezi că te preznesc de nu te vezi, cum vorbești? Da, tăticule, Bucarest University Chemical Industry. Average fire fan, efectiv. Dar îmi place asta de aici, de la început. Băi, copile, nici nu știi de capul tău. Băi, copile, nici nu știi de capul tău. Ai terminat liceul, acum unde vrei să... I did it my way. Cristi Minculescu cu ficatul pus de stat. Plin prin cartierul Titan și dai de Regina Anglie. Oh, good morning. Plin prin cartierul Titan și dai de Regina Anglie. Oh, good morning. Știu că am mai văzut-o, da? Oh, good morning. Plin prin cartierul Titan și dai de Regina Anglie. Oh, good morning. Oh, good morning. Plin prin cartierul Titan și dai de Regina Anglie. Oh, good morning. Top 5 Hospital Capibaras. Número 1. Floreasca Capibara. Número 2. Spitalul Universitar Capibara. Número 3. Obregia Capibara. Número 4. Spitalul Coletina Capibara. Número 5. Spitalul Clinic de Urgentas Fantul Pantelimon Capibara. Top 5 Hospital. Cred că va apar și vouă un continuu Capibaras în feed-ul de TikTok. Neironic, eu l-am făcut. Respect. Respect. Ah, da, Beaver. Ia uite, respect. Vă linge, ne linge în ce? Răspuns în exclusivitate doar aici. Restul e ca în cap. Fire addressing the parfum allegations. Câte dudui are Slăvog? Câte bani a dat Alexis săptămâna asta? Radu Banciu, păi gândești bălăcarea alea pentru Real Madrid. Mi-a pare în continuu Radu Banciu. Cupar, de unde să știu cine e Radu Banciu, doamne, măi copile. Orice s-ar fi întâmplat cu o noapte înainte. Știți că e mai important? Timpul. Timpul. No!
Unde e la de ending? Există o cafea pentru fiecare dimineață de după. Bună dimineața! Șeful s-a întors, pot să-mi spui stă română. Mi-a fost atât de dor de voi! Doamne, Dumnezeule mare! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Orice s-ar fi întâmplat cu o noapte... Contul ăsta e aur. Ador ăsta atât de tare. Am râs atât de tare când l-am văzut. Doamne, du-te! Du-te că e tot cine face! Și mai are. O meu cu Izzy în picioare, aveți grijă, vă rog, e frumos. Prostule! Nebunule! Și așa am nori în cap. Muie. Ador atât de mult doamnele astea unhinged. I love them so fucking much. Nu. Doamne nebun. Bă! Vezi, de femeile astea o să intre dată ursul în magazin sau ceva și nu o să se mai sperie. Reminder, if you think you have rights because of the government, you're a victim of propaganda, my friend. You have rights because you're a living thing. A government only seeks to take them away and then conditionally give them back as long as you do what they tell you. Ruxandra, mai ești aici? Este prietena Ruxandra Iacob din chat. Ruxandra, mai ești aici? Poți să-l povestesc cu oamenilor despre aventura ta cu... Nu, ok, sună prost. Ești aici în primul rând? Despre aventura ta de pe Bumble cu, cu soldații, nu știu cum să zic altcumva. Îți pare și mai funny căcant. Sigur că da, my new hobby. Deci Ruxandra aici de față stă pe Bumble și găsește soldați americani staționați la Cogălnicianu în Constanța sau la Deveselu și le scrie de astea, gen, care e treaba cu războiul? Ați venit să ne salvați? Explică și mie cum funcționează asta cu războiul, cu că nu înțeleg. Și zic că, păi bun, ne vedem și noi sau... Păi s-a terminat războiul, cum să ne vedem? Niciun bărbat nu-și dorește o femeie care înainte de el să fi fost cu 100... Eu am momentele mele când sunt prost, recunosc, dar când văd un om mai prost ca mine, Doamne, și mai ales fiind și bărbat, aoleu, hai să zic câteva chestii, o să te și jignesc că ești idiot și o să-ți și argumentez absolut de ce. Pentru că tu mergi pe mentalitatea, dacă femeia a fost cu 300 de bărbați, înseamnă că este curvă, este numită târfă și toate alea, nu? Dar dacă eu ca bărbat mă duc și mă fuc cu 300 de femei, mamă, uite-l tati, Johnny băiatu, șmecher, frumos, nu? Asta e mentalitate frumoasă, nu? De ce facem diferențele astea? Eu cred că tu ești frustrat pentru că vreo femeie te-a refuzat. Ai vrut să o bulești și te-a refuzat sau te-ai combinat tu cu mai multe femei și când să ajungeți în momentul ăla în pat, ți-au zis că ai pula mică. Și acum ești supărat pe femeie, ha? Niciun bărbat... Un take bombardieristic, dar mi-a plăcut energia. Uite top 3 investiții pe care le poți face cu 10.000 de lei. 1. Criptomonede. Poți investi monede de astea, morților. Nu știu ce, am citit și eu pe net. 2. Un business online.
nu știu ce înseamnă, am tot văzut pe TikTok, tot apar. Nu știu ce înseamnă, am tot văzut pe TikTok. Planuri de weekend? Astăzi. Mi-a plăcut mult energia acestei doamne. Este manager de hotel, cred. Da, puteți să puneți Buba în chat. A zis și ea. Este ceva manager de hotel și mi-apare foarte des în feed cu tot felul de chestii, de informații de-astea, tip cum e la hotel. Și mi-a plăcut foarte mult energia din acest video, care are ca descriere: da, am țâțe și nu, n-am niciun stres, sunt în vacanță. Planuri de weekend? Astăzi suntem în Marina di Pisa, să stăm puțin la soare, mâine mergem în Florența, iar luni, ce mai avem de văzut în Pisa și o cafea cu prietenii. Planuri de weekend. Mi-a luat multă energia. Mi-a luat un pic aminte de Sabina, așa o vă păsa bine la 40 de ani. Can you make a song about my dead dad? He died on a motorcycle. And that's really, really sad, bro. I loved it. I got you. I love it. Can you make a song about my dead dad? He died on a motorcycle. And that's really, really sad, bro. I got you. There he goes, flying up a ride. Oh, he dead, time to say goodbye. Can you absolut make a... amazing, I love it so much. Aceeași energie cu când moare Guda cuiva în chat și îi pun Babi Șmurda. L-ați văzut pe turbatul ăsta care a sărit cu parașuta în Catedrala Mântuirii Neamului? În Catedrala Mântuirii Neamului? Incredibil. Incredibil. Nu e român, e polonez? Și ce? Nici nu pasă. Faptul că a sărit cineva, a făcut ceva base jumping în catedrală și că acum Bor e supărat și vrea închetă. Ce mai fani e că nici măcar nu există lege în România pe care, adică e doar asta, că a intrat prin efracție sau whatever, nu știu ce, că la ce căcat se încadrează, dar nici nu există lege pentru ce a făcut el aici. Șmecher. Asta mi-a plăcut atât de mult, tot de la contul ăsta, mi-a plăcut atât de mult, atât de fucking accurate. Salut YouTube, îți mulțumesc foarte mult, drag prieten care te uiți acum și probabil mănânci. Bună seara, prieten dragi, vă salut respectuos. Atât de fun. Sunt de cute chestiile astea. De unde sunt? E gen like o animație sau ce? Salut YouTube, îți mulțumesc cute foarte mult, drag prieten care te uiți acum și probabil mănânci. Bună seara, prieteni dragi. Cute. Okay, let's see how good I look with it. Okay, let's see how good I look with it. De ce nu râdeți? Nu înțeleg. De ce nu râdeți? Party, but everyone brings potatoes prepared a different way. Cause I potato. Party, but everyone brings potatoes prepared a different way. Cause I potato. You miss. Diet Coke is one of the worst things that you can put in your body. No, I'd probably say like bullets. Like, how stupid are you? Diet Coke is one of the worst things that you can put in your body. No, I'd probably say like bullets. Like, how stupid are you? Scuze, nici mai amuzant. Măi, doamna asta ne-a mai uitat toată când a făcut video pentru mine și nu l-am mai găsit. Aș vrea să-l găsesc video pentru mine cu doamna asta, dar mi-a reapărut în feed și mi-a luat să-mi tăcu ador. Da, toți copiii mă întreabă: mama, e? Ți-a făcut la munte? Toți pisoi. Ia fă ca șobolanul. Cum mi-a face șobolanul? Chiți, chiți. În caz că nu știți, Doamne ferește, da.
bine, mamaie, că nu se încalcă deloc. Material așa de prost, mamaie, se împart. Consumăm curent de pomană. Uite-te tu, mamaie. Uite-te tu ce material prost, se împart. Mănânci acolo. Mâncăm fripturică, după aia s-o băgăm la găurică. Bună dimineața, vă aștept la cafeluță ca să vi se facă poftă de puță. Mamaie, ce faci acolo? Joc remi, mamaie. Mamaie, ce faci acolo? Joc remi, mamaie. Silviu Fire, ești cel mai tare fan al meu. Silviu Fire, ești cel mai tare fan al meu. Ești cel mai tare fan al meu. Ce frumos ești, baby. Frumoasă? Bună de puta? Ce frumos ești, baby. Frumoasă? Bună de puta? Sunt toate comentariile, sunt bine că recunoști, câtă finețe, nu mai există respect, da, și mai ales deșteaptă. Sunt câteva care zic mare dreptate ai. Cineva a zis merg și e o stație. Mi-a plăcut așa mult asta cu mânușa asta. Vă salut, prietenii mei. A scos avionul puțin la aer. Vă salut încă o dată. Să-l dezmorțez puțin. O zi bună, v-am pupat. Dar îmi place ce drip pe om. Am scos un mic avion la aer. Ia uitați dripul, uitați dripul. Am scos avionul puțin la aer. Vă salut încă o dată. Teresa Fidalgo, după ce ai ignorat-o complet în toți anii când a dormit lângă tine în pat pentru că nu i-ai distribuit mesajul la 20 de prieteni. I swear to fucking God, Amy Clark pe TikTok este fucking amazing. I love it so much. Trebuie să nu le scăpată vaca. I'm so fucking scared right now, you shut up. Are you doing this? No, you shut up. Homofobic când trebuie să meargă la bibliotecă în loc de straight-o-tecă. Are you doing this? No. Ce până? Nu mai știam de ce am dat like. Răspunsul la întrebarea ta este unul destul de simplu și anume că... Deci cineva i-a zis mai faci sketch-uri sau poți să dau unfollow lui Robert Ștefănescu? Răspunsul la întrebarea ta este unul destul de simplu și anume că poți să-mi dai unfollow și poți să te și duci în p***a. Răspuns... Cargus radioactivus, templul unui idol. Eu sunt ăsta, prostul clasic după ce la 5 la mate. Eu, efectiv Cargus eu. Eu toată generala și liceu. Templul unui idol muit. Pistoletul blindato, eu havato elementus ixus. Agheo militaru, eu tankinatus nuclearus. Bionic... Știi ce era cel mai funny? Nu era cel mai funny faptul că mă bucuram la un 5, era cel mai funny câtă invidie produceam în toți tocilarii din clasă. Mă, eu și alții care nu se pricepeau la tot felul de materii. Invidia pe care o provocai în tocilarii clasei că te bucurai la un 5 sau la un 6 și ei nu se puteau bucura nici la un 10 plus, era... Mua! Ok. Hai să aranjez ăsta aici, o secundă.
Y'all need God. Y'all need Jesus. Bună ziua și azi vă arăt cum se bate la o tigaie. Din cupru lucrată manual. Tare. Șmecher. Yes, I work at a metaverse subway. Every weekday after school I get online and am here for 7 to 8 hours. It usually isn't that busy. And the pay isn't too bad. Yes, I work at a metaverse. I love this. Îmi plac atât de mult ăștia care se prefac că sunt crypto bros doar ca să troleze. I love this. Albanian men when he tells them you don't like their Mercedes. Ce asculti acolo? Asta e omul care mă tot cheamă aici în chat să merg cu el la Sinaia sau unde trebuie să duce. Bine, ce asculti acolo? Poftim? Ce melodie asculti în căști? O secundă. Petrică Matu Stoian în pădure la Peșteana. În pădure la Peșteana. Și un Petrică Matu. Bine, ce asculti acolo? Excuse me, what the actual fuck are you doing in my house? Atâta timp de carantină. Serbian nationalists trying to claim that Tokyo is a rightfully Serbian land because the Serb wants to cut shit there. Sau accurate. Măi, m-a întristat atât de tare acest video. Am vrut să vi-l arăt, dar m-a întristat atât de tare. Man, dacă e ceva, dacă e vreo dovadă mai mare a felului nostru ca neam, din toate punctele de vedere, este acest video. Nici măcar nu e funny, it's just sad. Aprinde becul. Așa. Mai de o parte. Încercă să mi dea. Uită-te la filmare, pui. Dar tu l-ai... M-a dus și jumol pe-al meu. Păi de ce? Al jumol și îl pun la loc. Ia uite-l. Este chiar. Opa! Ce avem noi aici? Microchip. Uite cum ne monitorizează jegoșii pe noi. Ia uite. Deci e adevărată faza cu... Gata, o să oprește. E, nu știu, e puțin lucru mai trist în pula mea. Oricum, pentru cine nu știe, chipurile alea oricum atât de mici, nu poți face nimic cu ele, doar încă un cod de bare. Dar mă, și dacă era orice altceva, știi, ideea, știi, că ai telefon, ai toată aparatura electronică din jurul tău și tu crezi că ești monitorizat prin pașaport. Când de fapt ești monitorizat, într-adevăr, dar prin literalmente telefon. Am văzut un TikTok care făcea un experiment, mă, era o persoană care făcea un experiment de algoritm al TikTok-ului și a oprit, nu știu dacă știți, dar în setările dumneavoastră de pe TikTok ați dat acces cu siguranță TikTok-ului să vă acceseze atât camera cât și microfonul. Chestia asta este valabilă pentru mare majoritatea aplicațiilor. Dacă îți faci un cont nou de TikTok și oprești camera și microfonul, it has no fucking idea how to work. Has no fucking idea how to work și gen e praf algoritmul. Pentru că, na, ți-a expresii faciale, ți-a cuvinte, ți-a la. Zero dudui? Îmi plac mult astea. Nu fi agramată, fi cu un I, cu doi I atunci când este cazul. Răzvan 37 by 2. Da, mai departe vedem. Da? Da, iubita? Și nici cuieri de muci nu sunt. Lasă-ți dramele la intrare. Mai ne râdem, mai ne glumim, mai ne caterincă. Superficial sau nu, detest ceea ce e prea mult. Dacă ești multă, dă-i cu stânga. Câinele este bețiv. Zero do doi? Zero. Câte videouri mai sunt pe ăsta? 323. Tare.
Măi, asta, apropo de... A, ce? Nu, românii nu sunt rasiști. Păi, eu. Știi că mai sunt aia când zici că... De ce trebuie să nu folosesc eu racial slurs? Că eu sunt român. Eu am fost mereu opresat. Eu nu sunt rasist față de negri, față de la mea. Lucru care parțial poate să fie adevărat, dar vă rog eu frumos. N-aș pleca cu puțin să ai un plan! N-aș pleca cu tot Hristos să v-am învățat! Ce filme îți vă gasi? Am învățat să-ți bani! Iisus Hristos învățat să-ți de nenorocit! Am venit cu toate bolile! Ai? Ce vrea să vă gasi? Am învățat! Direct pe geamul așa aruncă. Dacă îți zice că este acasă, iar tu nu-l crezi, cere-i captură de la rețeaua Wi-Fi. Din cauza ta am ajuns să umblu cu routerul în buzunar să fiu pistit tot acasă. Nu ți-i rușine așa, pic. Un lucru bun nu v-ați învăța una pe alta. Dacă îți zice că este acasă, iar tu nu-l crezi, cere-i captură de la rețeaua Wi-Fi. Din cauza ta am ajuns să umblu cu routerul în buzunar să fiu pistit tot acasă. Nu ți-i rușine așa, pic. Un lucru bun nu v-ați învăța una pe alta. Îmi place mult. Romanian Grindset falimentează un club important de fotbal. Evaziune fiscală cu fonduri europene. Dropshipping cu zacuscă și plăci video. Creează o criptomonedă și dă scam la mii de oameni. Vinde borduri statului român la suprapeți. Măcar 10x. Măi, am văzut, stați că vreau să vă arăt ceva. Am văzut unul dintre cele mai amuzante TikTok-uri de crypto bros din România. De departe, unul dintre cele mai amuzante pe care le-am văzut în viața mea. Nu mint, vă arăt exact despre ce e vorba. Două secunde, căci trebuie să-l găsesc. Sunteți pregătiți? Repet, este printre cele mai amuzante căcaturi care le-am văzut în viața mea. Atenție, deține-te. Probabil că știți contextul, a picat toată piața cripto, luna, puta mea, tot felul de monede astea speculative cu care se mai joacă Elon Musk, o caterincă clasică, piața de cripto, care e de fapt gambling și nu e nicio piață. Și omul ăsta face video. Fondatorul Shiba Inu dispare din atenția social media. Atenție, deținătorilor de Shiba Inu. Fondatorul acestui proiect, mai exact Rioshi, și-a șters toate tweet-urile de pe contul său de Twitter. Mai mult decât atât, a șters și istoricul de pe blogul Medium. Oare ce vrea să însemne asta și care este scopul pentru care iasă din viața publică? Oare ce vrea? Mai sunt fucking spălați pe creier. Oare ce vrea să însemne chestia asta? Nu știu, frate, oare ce vrea să însemne faptul că fondatorul monedei a dispărut din viața publică? Nu știu cam ce poate să însemne, mă, frate, nu știu. Dar cu câtă siguranță, nu știu ce poate să însemne. De scopul pentru care iasă din viața publică. Oare ce vrea să însemne asta și care... Cam ce poate să însemne până la... Și acum, lăsând gluma la o parte, pe lângă rarpul evident pe care oricum îl face Elon Musk de când se știe, în general, în cazurile în care se ajunge la procese, cum o să ajungă în următorii ani, o să ajungă constant la procese pe teme cripto de milioane și miliarde de euro, de fiecare dată când ești dat în judecată, primul lucru pe care ți-l zice avocatul este șterge tot de pe social media ca să nu poți folosească în instanță împotriva ta, pentru că în instanță nu poți să vii cu... Am făcut eu un screenshot acum 25 de ani, că poate să fie fake-uit, poate să fie whatever. Asta este primul lucru pe care îl faci când ești dat în judecată, cel puțin în America, unde e sistemul cum e, te pune să ștergi tot de pe social media. Bărbați pe care îi vreau ispite la Insula Iberii. Prima mea propunere e sau Andrei. Imaginează că te uiți la Insula Iberii și auzi asta. Am pam, eram la mine în Iași și o domnișoară drăguță blondă zice: mă, băiatule, dacă îmi dai un palm la fund, îți fac 5 secunde, cafea bună. Ce poate nebună. Propunerea numărul 2 este literalmente Flavius. La el n-au motiv special, mă gândesc doar că s-ar potrivi. Propunerea numărul 3 este literalmente domnul Cocorino Star. Astăzi îmi este foarte rău. Am mâncat două păsări și vorbesc limba păsărească. Bubula pa, începem a faibi, fa faci pi, pi, pi. Sunt curioasă ce propunere aveți voi, though. Omul meu fasole care primează. Mă,
Bă, dar cât morți voi și ce vorbiți? Doamne, ce mi-a plăcut ăsta, ce energie. Băga mea și lasă-mi bag. I-am și comentat. Măi, deci e ceva atât de insane coaie să fie rom pe TikTok. Men, de fiecare dată când văd o persoană romă pe TikTok, mai ales dacă are tenul mai închis la culoare, coaie e insane ce e în comentarii. Să mă cac pe toată infrastructura TikTok care a readus anonimitatea la suprafață când tocmai scăpasem de ea cât de cât, a readus tot conceptul de anonimitate în puta mea și sunt toți bolnavi, toți psihopații care fac ca toate alea, efectiv, de la naziști pe față, la rasiști, la toate căcaturile și toți au conturi false, men. Toți au conturi false! Nu e unul care să zică de pe contul lui. Mă, dar cât morți voi și ce vorbiți voi și mă faceți pe mine țigan? Șamaș pe voi să mă fiși ăștia care mă face țigan. Ca exemplu, asta este proprietatea mea pe șamaș pe tine și pe rasa ta. Și aici, dacă mâncam eu semințe, mâncam eu că e curtea mea, e casa mea, tu-s morții tăi și să mă piși pe tine când vă au că faceți lumea țigani. Și să-ți mai dau un exemplu, uite așa, pe șamaș pe tine. Că în partea asta stau englez și uite aici cum e la englez. Idee să-ți dau. Mâncare-i din toți țiganii. Și astea care vă dați curate în foc mai ajunge făi sărăcilor. Problema fiind, desigur, că doamna asta o fi mâncat semințele aia în fața casei în UK. Da, și asta era problema. Măi, efectiv, nu poți să trăiești pe TikTok ca orice minoritate, nu doar ca rom. Mă rog, mi-a plăcut energia cu care l-a înjurat pe ăla. Bonjour. Doamne, ador căcatul ăsta. Bonjour, please. How it be as a foreigner in France, am pățit. Efectiv, așa este. Bonjour, please. Yes, what would you like? It's okay, I speak English. Oh, okay, just a croissant, A croissant, please. Okay. And a coffee. And the coffee? With milk, please. With milk? Okay. I wonder why you're so fucking fat. Și mai are tot în stilul ăsta. I love you so much. Atât de fucking accurate. Bonjour. Yes, what would you like? It's okay, I speak English. Okay, just a hamburger, please. What? Yeah, the hamburger. You want the hamburger? Yeah. Okay. Is that... Look at your waistline for a start. I don't think you should even eat a salad. You shouldn't eat anything. You know what you should have? You should have a cigarette and a black coffee for the rest of your life. What? Because you are literally so fat, so ugly. You are disgusting. Effective, your average French person. Stay the fuck up. Deci uitați-vă, mă, la motanul ăsta, că eu nu mai pot cu el, gata, eu nu mai pot cu el. Uitați-vă la el. Bă, s-a terminat, mă. Cum o să dor pe masă așa, mă? Băi, deci nu ești trăiesc cea mai bună viață. Uitați-vă și voi la el. Elgato. Băi, iartule, iartă-mă, șefule, că te-am deranjat. Iartă-mă. Dai. Iartă-mă, șefule, că te-am deranjat. Nu, ăsta nu e administrator de bloc. I love this. Es como si la gente todavía no sabe cómo se dice. Es como, sí. Yo. No, pero. Sí. Pero, es sí. ¿Entiendes? Pero sí con U. Sí, como diciendo lo ha hecho como sí. Hay una U ahí. Hay un sí, U, ¿no? Sí. No hay una U. Es sí. No. Ahí pensaba que había. Sí, U. No, no es sí. Es sí. Más con U, ¿sabe? Sí. Pero ya está, ya. Llevas tres años con pero me está dando suerte, ¿eh? Sí, porque también la dejaron los toques. Es como el pelo. They bimbo fight Cristiano Ronaldo, coa, efectiv. De... Mi-a plăcut. În acest moment, piața cripto este stoarsă ca o lămâie. Bitcoin și-a atins minimele istorice. Terra Luna, moneda stablecoin UST, este în pericol în clipa de față. În ultimele două săptămâni au fost lichidate pozitiv. Justiția americană i-a amendat pe fondatorii Bitcoin. Ieri am avut o zi. Asta a fost, așa arăta tot TikTok-ul ăstora în perioada aia și îi se prefăceau, nu, ce, și ce? Mi-a plăcut foarte mult ăsta. No diploma, but I have this. Ați văzut? No diploma, but I have this. Refusal of entry into Israel.
Îmi place piesa asta. Că m-am săturat în zamă, ta la 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 la. Bro, for a dollar. True or false? Masculinity is a prison. True. True! Bro, for a dollar. Iată de fucking true și accurate, holy fuck. Bro, for a dollar. True or false? Masculinity is a prison. True. Bro. Je trace ce monde de la partie. Les mondes, je te trouve cette poule, je te trois ma déchue. Et les mondes, les parties, des je trois, j'avoue. Je trouve cette monde. Ok, am dat prea multe like-uri cu Par. Bă, dacă eu postez pe Facebook că sunt în Dubai. Mi-a plăcut asta. Bă, dacă eu postez pe Facebook că sunt în Dubai și tu mă vezi pe stradă, nu mai complica lucrurile, măi. Și tu ești în Dubai. Efectiv, toți antreprenorii de pe TikTok. Ok, nu mai știu ce mai e de aici, că nu prea m-am uitat așa la prima vedere. E, și ce poate să fie până la urmă? Ce poate să și fie? Da, mă rog, mai random pe aici. Hai că va ajunge. Mandala,